Refuzul venit de la Radu Cașuba, ceferiștii au demarat tratativele cu Florin Cristescu. Primele discuții au avut loc miercuri seară, însă negocierile au intrat în impas, urmând a fi reluate săptămâna viitoare. În aceste condiții, Ion Buzoianu, cel care a condus antrenamentele echipei în ultima săptămână, va rămâne șef pe banca tehnică pentru meciul de la Pașcani. Rapid Suceava va juca în Valea Siretului contra unei formații care a bifat până acum 2 victorii și 3 înfrângeri, nefiind însă învinsă pe teren propriu. Din păcate, Ion Buzoianu se confruntă cu o serie de probleme de efectiv pentru jocul din această etapă. Spătar și Breniuc sunt în continuare accidentați, primul dintre ei fiind nevoit să facă o pauză totală de la efort timp de 20 de zile, după accidentarea suferită cu CSM Focșani. În plus, Romaniuc și Șuleru acuză probleme la inghinali, iar prezența lor la Pașcani stă sub semnul întrebării. Alex Brânză completează lista de indisponibilități, fiind suspendat o etapă pentru cartonașul roșu primit în partida cu Petro Tubroman. Meciul dintre CSM Pașcani și Rapid Suceava va avea loc vineri de la ora 15 și va fi arbitrat de Ionel Vizireanu din Buzău. Întâlnirile dintre cele două formații au consemnat un recital de goluri în sezonul trecut. Sucevenii au câștigat teren cu 3-1, iar în retur CSM Pașcani a învins cu 3-2.